Salut, prieteni, sunt Angel și astăzi vom face un video, să zicem, nu prea plăcut, deoarece este un video pe care nu vrei să-l faci niciodată. Am primit multe comentarii legate de aceste două subiecte. Am făcut și postări pe Instagram, pentru că v-am spus că încep să devin activ pe contul de Instagram. Și în ultimele câteva zile, practic 4-5 zile, cred că sunt, a murit și Dallas McCarver și Rich Piana, ceea ce sunt pentru mine cel puțin au fost două vești triste, pentru că Dallas McCarver era un caracter plăcut, avea un caracter plăcut, avea o chestie în care efectiv puteai să-ți dai seama că va fi un om de succes în ceea ce va face, pentru că era foarte muncitor. Văzusem interviul cu șeful lui, unde spunea că întrebarea lui favorită era ce pot să fac mai mult, ce pot să mai fac. Venea în fiecare săptămână la firma lor de suplimente, mă rog, și întreba ce pot să mai fac, ce să fac în plus încât să fie mai bine. Avea doar 26 de ani. Am văzut și apelul de la 911, cred că vorbește, cum îl cheamă, Joshua Lenartowicz, care stă cu el în casă momentan, sau mă rog, stătea cu el în casă. Pe atunci se antrenau împreună, erau prieteni și acesta l-a găsit și a sunat la 911. Am văzut apelul, de fapt am ascultat apelul, nu este foarte clar, în schimb se anunță acolo cum că avea un blocaj în gât, se vede ceva în gâtul lui, avea rămas în mâncare. Acum, în ambele cazuri, și în Rich Piana și în Dallas McCarver, putem specula să spunem că da, este de la steroizi. Dallas McCarver, să zicem, a crescut foarte repede, avea 26 de ani, era imens. Rich Piana este foarte cunoscut pentru abuzurile pe care le făcea și majoritatea vor face chestia asta, că da, este de la steroizi și așa mai departe. Acum, cauzele oficiale, deci la Dallas McCarver a fost un fel de necat cu mâncare, sau mă rog, nu a putut respira. La Rich Piana încă nu se știe, din câte am înțeles, deși din nou este o speculație, încă nu a ieșit nimeni din spital sau să spună da, uite, asta s-a întâmplat exact și probabil nu vom afla toată povestea. Dar ideea este că Rich Piana s-a lovit la cap. De ce a căzut? Poate a amețit, poate a alunecat, poate era drogat, poate de la steroizi, nu știu, a făcut vreun infart sau ceva. Nu vom ști. Rich Piana era foarte cunoscut și cu toate că îți place de el, nu-ți place de el, este un ciudat. Era tatuat, avea niște brațe ciudate, corpul era destul de deformat din cauza experimentelor pe care le-a făcut. Cu toate că dacă îți place sau dacă nu-ți place de el, a reușit să motiveze oameni, a reușit să aducă foarte mulți oameni către sport. Dacă vedem expozițiile acestea, evenimentele unde se adună toți oamenii din lumea fitness-ului, Rich Piana avea cea mai mare linie și stătea din prima oră până în ultima oră și până îl dădeau paznicii afară, stătea să vorbească cu fiecare persoană. Mi-amintesc primul video peste care am dat, cred că a fost acum 6 ani, ceva de genul ăsta, 5-6 ani, cu Rich Piana, în care explica cum toată lumea este pe steroizi și modelele de fitness nu sunt ceea ce par și așa mai departe. Și pe atunci țin minte că aveam senzația că foarte mulți sunt naturali, adică că toți cei de pe copertă pot fi naturali și doar culturiștii profesioniști nu sunt naturali. Și atunci văzusem câteva videouri și mi-a mai deschis așa un pic ochii. Este o pierdere pentru lumea fitness-ului. Știu că, să zicem, avea unele recomandări neortodoxe, cu care nu eram nici eu de acord, să spunem, cu anumite cantități de steroizi, cu stilul de viață pe care îl avea. Cu toate acestea, nu a pretins niciodată că este vreun expert în sănătate sau te învață cum să trăiești mai sănătos, pur și simplu era un vlog. Uite, așa fac eu. A fost o săptămână grea, să zicem, în lumea fitness-ului, deci Dallas McCarver, Rich Piana, City Fletcher are mari probleme la modul că știu că are nevoie de o operație, de un transplant de inimă pe care, pentru a-l primi, trebuie să moară cineva și chiar dacă îl primește, este un mare risc să nu facă față operației pentru că este bătrân. Rich Piana avea undeva la 1 milion de abonați pe YouTube. După cum știți, probabil până acum, din toate emisiunile astea cu celebrități din fitness, respect fiecare persoană care a reușit să motiveze oameni să facă mișcare, orice fel de mișcare, orice fel de sport. Așa că nu poate decât să-mi pară rău pentru aceste două pierderi din lumea fitness-ului. Sper din tot sufletul să nu mai trebuiască să fac acest tip de videouri și să fie totul ok. Fitness Nation, aveți grijă de voi și pe data viitoare. Pa!